Invitatul de astăzi la interviul de PS News este domnul Ștefan Florescu, candidat independent la primăria sectorului 6. Bună ziua, domnule Florescu, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Suntem în plină campanie electorală, mai este foarte puțin timp până la alegerile din 5 iunie. Așadar, aș începe interviul de astăzi cu următoarea întrebare. Cum este campania electorală în forma ei nouă din perspectiva independentului? Adică sunt avantajate partidele mari de forma aceasta nouă, interdicțiile privind promovarea, dar și de alegerile într-un singur tur? Să știți că sunt avantaje și dezavantaje. În primul rând, sunt avantajați exact candidații care și-au făcut datoria în sector. Sunt avantajați primarii care au lucrat strict în interesul cetățeanului. Sunt avantajați oamenii care au notorietate și candidații cu notorietate. Vă spun sincer, este a doua oară când candidez. În 2012 am candidat tot independent și atunci am fost dezavantajat total. Numai că eu am o campanie din suflet pentru suflet la nivelul sectorului 6 de mai bine de 10 ani de zile. Și m-am implicat în comunitatea locală prin diferite activități sociale, administrative, la nivelul sectorului, cât și direct în căminele de bătrâni și casele de copii din sector. Deci, pentru mine, în momentul de față, campania electorală înseamnă o activitate de 10 ani pe care o continui cu sau fără a fi în campanie electorală. Sunt aceeași persoană și rămân aceeași persoană care am lucrat strict în interesul cetățeanului și care vreau să fac pentru comunitatea locală din sectorul 6 să avem un sector civilizat, un sector curat, un sector cu care să ne mândrim că locuim în sectorul 6. Și totuși, ce face diferența în această campanie din perspectiva ofertei dumneavoastră electorale? În primul rând, oamenii știu că de ani de zile eu sunt alături de ei și am fost alături de ei. Ca să vorbesc așa vis-a-vis de contracandidații mei, contracandidați politici, sunt acei politicieni care se trezesc doar în ultima lună de precampanie să iasă în teritoriu și să vină alături de oameni și să își exprime, dacă vreți, oferta lor față de cetățeni. Nu, este greșit. Atâta vreme cât omul nu te cunoaște, cât omul, atunci când a avut nevoie de tine, nu ai fost lângă el, este greu ca tu, ca politician, să vii să-ți arăți oferta către cetățean. Devine de 26 de ani de când acest sector nu a avut un candidat independent. Toți candidații au fost politici și am avut primari politici. Toți primarii nu și-au făcut datoria. Mai mult s-a furat din sectorul 6 decât să se facă ceva pentru cetățenii sectorului 6. Și oamenii, vă spun sincer, după 26 de ani de minciună, oamenii s-au trezit și vor să aibă un candidat al lor, un candidat al oamenilor, un candidat independent. Eu sunt oferta lor astăzi, după 26 de ani de primărie politizată, să vin să redau primăria oamenilor și aceștia să poată să fie conduși de un om pentru oameni, de un primar al oamenilor. Care mai este relația dumneavoastră cu PSD? Știm că ați fost exclus din administrația piețelor sector 4 și mai apoi din PSD. Mai sunteți membru al PSD în acest moment? Haideți să vă spun. Eu în 2012 am fost membru PC. La momentul 2012, când trebuia să fiu candidatul USL pentru alegerile locale, s-a luat decizia, prin spatele meu, să fie susținut Bănescu, Rareș Bănescu, actualul primar, care a dezamăgit total locuitorii sectorului 6. Mi s-a propus, cu adevărat, la momentul respectiv, să iau funcția de viceprimar general în 2012 și să negociez oarecum la nivelul sectorului 6 niște direcții din primăria sectorului 6. Am refuzat, nu am vrut să deranjez, am făcut pasul înapoi și am mers candidat independent. N-am acceptat oferta politică, nu m-am amestecat poate în mizeria aceasta politică și mi-am văzut de drumul meu fără să dezamăgesc locuitorii sectorului 6. Am candidat independent. Ulterior, după mai bine de un an de zile,
Este adevărat, lucrând în sectorul 4, m-am angrenat oarecum fiind și rugat de organizația sectorului 4 PSD să ajut organizația în vederea alegerilor parlamentare de la acel moment. Cu adevărat m-am înscris în PSD, nu am activat ca și funcție politică în PSD, am fost simplu membru și susținător al PSD-ului la momentul respectiv. Dar am ajutat oarecum candidații parlamentari de la momentul respectiv, doi senatori, în speț să vorbim despre tenismenul Ilie Năstase și Alfred Laurențiu, care au ieșit la momentul respectiv senatori pe colegiile din sectorul 4. Am ajutat, am pus umărul, ulterior, în situația în care și în contextul în care am văzut ceea ce se întâmplă la nivelul sectorului 6, al organizației, pentru că acolo avem o problemă gravă. Organizația sectorului 6 este condusă de un președinte penal, care are probleme penale și care el a fost oarecum artizanul plecării mele din organizația PSD. Am luat această decizie de a merge independent și a lăsa politica deoparte, pentru că oamenii până la urmă au înțeles ce înseamnă politicul în România. Politicul în România înseamnă cancer pentru oameni, înseamnă cancer pentru locuitorii sectorului 6, înseamnă oarecum interesele de partid care primează, pentru interesele de grup și pentru ceea ce înseamnă membrii grupării de partid în teritoriu. Dar cu PNL în ce relații mai sunteți? Știți că au apărut în presă informații potrivit cărora ați fi negociat o candidatură. Cu adevărat, toate partidele ar fi vrut să negocieze cu mine. Eu nu negociez interesul cetățenilor sectorului 6. Dacă vreunul dintre partide au vrut și vor să mă susțină, cu mare drag, eu nu o să fac niciodată rabat la acest lucru. Vreau doar să înțelegeți un lucru. Eu când voi fi primarul sectorului 6, voi fi primar pentru toți oamenii, fie ei și membrii sau susținători al unor partide politice. Eu voi fi primarul lor. Nu voi face diferențe între oamenii care m-au votat pe mine și oamenii care au votat primar de partide. Voi fi primarul tuturor oamenilor și voi fi un primar bun pentru toți locuitorii sectorului 6. Astăzi, în momentul de față, nu am negocieri cu niciunul dintre partide, dar până la alegerile locale, e posibil și și-au arătat intenția partidele mici, nu partidele Mamut, PNL sau PSD, să mă susțină pentru alegerile locale, pentru funcția de primar. Mai, cu atât mai mult cu cât aceste partide politice mici nu au candidați pentru funcția de primar. Sectorul 6 a avut un primar care nu s-a văzut, nu a făcut nimic notabil. Cum vedeți dumneavoastră activitatea acestuia și care sunt primele trei proiecte majore pe care le veți aborda dacă veți câștiga primăria? Și care este în momentul de față principala problemă cu care se confruntă locuitorii sectorului 6? Da. Sectorul 6 de mai bine de 4 ani are un primar, se numește Rareș Mănescu, poreclit, dacă vreți, la nivelul sectorului 6 ca primarul invizibil sau primarul Fantomas, ceva de genul ăsta. Vreau să vă spun că este în mare măsură vinovat acest primar Rareș Mănescu pentru ceea ce nu s-a făcut în sectorul 6, dar vreau să vă spun că sunt vinovați și cei din subordinea primarului Rareș Mănescu. Și aici mă refer la consilierii politici, la consilierii PNL, consilierii PSD și la toți directorii din subordinea primarului care formează un grup de interese la nivelul sectorului 6. Grup de interese care, în loc să lucreze în interesul cetățeanului, lucrează în interesele lor, în interesele de partid și în interesul de grup. Vă spun asta și mi-asum ceea ce vorbesc, că PSD-ul cu PNL-ul și în momentul de față fac echipă la nivelul sectorului 6. În cadrul administrației locale a sectorului 6, PSD-ul gestionează 5 direcții din primăria sectorului 6, inclusiv ADPDU, unde Gabriel Mutu, președintele PSD, își are fostul șofer și fostul șef de cabinet, director general la ADPDU. Deci, practic, vreau să vă spun că Rareș Mănescu
În tot acest timp, nu a fost singurul care trebuia să dea dovadă de fair play față de cetățeni. Atâta vreme când în 2012 a cerșit votul cetățenilor, deși în 2012 Rareș Mănescu avea o notorietate de 3% la momentul respectiv, oamenii au votat USL-ul crezând că se va schimba ceva în sectorul 6, au votat împotriva primarului penal Poteraș de la acea vreme, pentru că două mandate cu Poteraș PDL la conducerea primăriei sectorului 6 nu a făcut decât să distrugă sectorul 6 și să, oamenii să ajungă să nu mai gândească oarecum, să aibă o speranță și să gândească pozitiv că ceva se poate schimba în sectorul 6. Au crezut în proiectul USL-ului, dar din păcate oamenii au fost dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat în spatele acestui proiect. Pentru că a venit o cloacă politică care a acaparat toate serviciile și toate direcțiile din primăria sectorului 6 și care și-au dat către consilieri, acoliți, către membrii de partid, către oamenii din structurile descentralizate ale direcțiilor din primăria sectorului 6, au dat contractele cu dedicație și practic în toate au fost în detrimentul cetățeanului și au fost în folosul acestor partide care au nimicit de mai bine de 26 de ani primăria sectorului 6 și inclusiv bugetul local, buget plătit din taxe și impozite de către cetățenii sectorului 6. Să știți că primăria sectorului 6 are un buget anual de aproape 200 de milioane de euro și vreau să întreb și eu pe acești politicieni ce au făcut cu banii oamenilor. De 26 de ani nu se vede nimic în sectorul 6. În sectorul 6 nu avem locuri de parcare, nu avem spații verzi, nu avem locuri de joacă pentru copii, piețele sunt distruse, sunt îmbâxite, sunt mizere, nu avem blocuri reabilitate, nu avem tot felul de parcuri amenajate pentru oameni, pentru copii. Copiii n-au unde să se joace, se joacă pe stradă, străzile sunt bombardate, parcă sunt din timpul războiului. Deci asta se întâmplă în sectorul 6. Copaci netoaletați, gardurile ruginite, nevopsite. Deci administrația sectorului 6 nu a făcut decât să nimicească oarecum acest sector, care odată, pe vremea Răposatului, era un sector fruntaș în capitală. Înțeles. În cazul unui rezultat favorabil după alegerile din 5 iunie, cu cine veți face majoritatea în Consiliu și pe cine veți susține pentru funcția de viceprimar? Haideți să vă spun un lucru. Pe mine nu mă interesează ce majoritate se face în Consiliu. Majoritatea din Consiliu se face între partidele politice. Nu am să mă bag niciodată în cloaca aceasta politică. Ei poate să-și negocieze între ei ce vor, dar nu vor negocia niciodată banul public, bugetul local al sectorului 6. Până acum și pe stradă m-au întrebat oamenii, domne, noi cu cine votăm la Consiliu? Și eu le-am spus, domne, votați cu oricine, nu mă interesează cu cine votați la Consiliu. Pe mine mă interesează să fiu primar, pentru că puterea primarului stă în semnătura primarului. Și atunci eu când vin în fața dumneavoastră, în fața alegătorilor, și Consiliu este votat tot de alegători, tot de oameni, atunci trebuie să muncim strict în interesul cetățeanului. Domnule, dar ce facem când Consiliu nu vă votează proiectele? Nu. Consilierii, vă spun de astăzi, consilierii vor fi obligați să voteze toate proiectele primarului, atâta vreme cât va fi transparentizată toată primăria sectorului 6, se vor face proiecte strict în interesul cetățeanului și atunci consilierii n-au de ce să nu voteze. Toate ședințele de Consiliu sunt ședințe libere. Vor putea veni cetățenii, asociațiile de proprietari și vor putea asista la toate ședințele de Consiliu. Cu atât mai mult am gândit și ca toate aceste consilii să fie în direct, pe monitoare, în piețe, în locurile aglomerate, să se vadă în direct, oamenii să vadă cine votează împotriva interesului cetățeanului și cine este venit în transparență totală. Transparență maximă în administrația locală. Și vă mai spun ceva. Nu putem să facem noi astea, cum le spune, proiectele de capul nostru.
am gândit pentru toți cetățenii sectorului 6 să putem să avem consultări publice în zonele respective, pentru că, să știți, sunt probleme generale pe tot la nivelul sectorului 6. Care este cea mai mare? Cea mai mare problemă în momentul de față este curățenia din sector. Asta e o problemă generală. Dar să știți că sunt foarte multe probleme pe diferite zone, pe diferite comunități locale, acolo unde oamenii într-o parte au nevoie de locuri de parcare, în altă zonă au nevoie de locuri de joacă, în altă zonă au nevoie de spațiu verde, în altă zonă au nevoie de blocuri de... În cea mai mare parte a sectorului sunt blocurile nereabilitate. Din 1760 de blocuri s-au reabilitat 270 ceva de blocuri. Deci, practic, sunt nevoi ale oamenilor și probleme ale pe fiecare zonă în parte, pe fiecare străduță. Revenind la campania electorală, au existat incidente privind încălcări ale legii sau alte tipuri de agresiuni? Campania poate fi dură. Să știți că eu chiar din debutul campaniei am făcut apel către toți candidații la Fair Play, să avem o campanie curată și să venim cu proiecte și cu soluții pentru oameni. Mulți dintre ei n-au înțeles. Au continuat atacurile împotriva mea încă din 2012 și nu s-au oprit. N-au înțeles că oamenii s-au săturat de aceste mizerii și de aceste furtișaguri la nivelul sectorului 6 și vor să vadă cu ce ofertă vii tu ca și candidat pentru om și cu ce soluție vii pentru a le arăta ceea ce poți tu să faci. Practic, pe mine, experiența de mai bine de 10 ani în administrația locală mă face să vin cu o ofertă foarte, foarte vastă, ca să spun așa, la nivelul sectorului 6 și să pot să ajut pe fiecare cetățean în parte, pe fiecare zonă și să vin cu soluții pentru problemele pe care ei le întâmpină. Cunosc toate problemele din zonele respective și pot să vin cu soluții viabile pentru oameni. Deci nu cum vin astăzi contra candidații mei și arată niște proiecte mari la nivelul sectorului 6, dar pe care nu le pot realiza nici măcar într-un mandat de primar. Trebuie să ne aplicăm către oameni, să venim exact cu ofertele pe care oamenii astăzi le așteaptă și aici mă refer la curățenie în primul rând, mă refer la locuri de parcare pentru că oamenii n-au unde să parcheze, mă refer la locurile de joacă pentru copii, pentru că copiii astăzi nu au unde să poată să aibă siguranță în locurile de joacă, pentru că leagănele, locurile de joacă sunt rupte. În locul tartarului care trebuie aplicat pe locurile de joacă este acel nisip vechi, plin de fecale, de urină animală. Deci aceste lucruri trebuie să dispară. Toaletarea copacilor, spațiul verde din jurul blocurilor, străduțele din care sunt pline de gropi. Deci astea sunt lucruri de bun simț care trebuiau făcute până acum. Să poți să amplasezi o bancă sau un coș de gunoi acolo unde omul îți cere, trebuie să o faci strict în interesul lui în momentul în care îți cere acest lucru. Practic, vreau să vă spun că vor continua aceste mizerii și în presa scrisă, și în audio, și prin sector la adresa mea. Eu vreau să-i asigur pe cetățeni că voi rămâne același om onest și că voi munci strict în interesul lor pe toată durata mandatului meu și nu numai. Domnule Florescu, pe finalul interviului aș dori să vorbim puțin și despre omul din spatele candidatului la primărie. Cum arată familia lui Ștefan Florescu și cum vede intenția dumneavoastră de a candida la primărie? Să știți că eu am o familie frumoasă. Am 3 fetițe. Mulțumesc. Și o soție care dintotdeauna pe mine m-au susținut să fac aceste eforturi pentru oameni. Le-am implicat și pe ele în campania Din Suflet pentru Suflet, în cadrul fundației pe care eu o conduc de mai bine de 10 ani. Și practic toate activitățile mele sociale, culturale, administrative au făcut ca ele să fie educate în spiritul civic, în spiritul cetățenesc și să le dau o educație pentru a transmite mai departe și a ajuta în continuare oamenii. Este greu să știți, să știi că pleci dimineața la ora 6:30 de acasă și te mai întorci seara, de cele mai multe ori le găsesc dormind, practic așa au crescut.
dar am o soție care se ocupă personal de ele și care cu această ocazie și mulțumesc pentru că oarecum am neglijat-o din punctul ăsta de vedere de asta alături de copiii mei și de a crește alături de ei. Dar este greu, dar și ele au înțeles că atunci când vrei să faci ceva bine pentru oameni, trebuie să faci sacrificii și să muncești atât de mult cât poți, încât să poți să aduci o mulțumire oamenilor și să poți să fii mândru că ai făcut tot ceea ce ți-a stat în putință să vii în sprijinul oamenilor. Sunt foarte multe neplăceri la nivelul sectorului 6 și foarte multe nevoi la nivel. Sunt, dacă vreți, în sectorul 6 lipsește un spital. Foarte mulți au promis, eu astăzi vin cu soluția pentru un spital în sectorul 6. Lipsesc clinici pentru vârstnici, medico-sociale, unde pot veni cu bani puțin sau fără bani, aceia care au pensiile foarte mici, să poată să-și facă tratamente. Am soluții pentru toate aceste, lucruri pe care le-am gândit în ani de zile și cu care vin astăzi în fața electoratului, fără a le spune decât că sunt dispus și în momentul de față sunt poate cel mai în măsură să pot să le spun că expertiza și experiența mea de ani de zile în administrație locală nu mă face decât să vin să pun în practică ceea ce am învățat anterior. Ceilalți contracandidați sunt senatori, deputați de mandate bune în sectorul 6. Nu au fost văzuți niciodată în sectorul 6. Practic, ei astăzi își fac campanie să fie văzuți și să aibă o notorietate în aceste alegeri, dar nu îi cunoaște absolut nimeni. Și vă spun sincer, ei în momentul de față investesc în imagine, în pliante, în tot. Eu investesc în pantofi. Pentru că mie, de-a lungul timpului, mi s-au rupt pantofii, mi s-au tocit pantofii, mergând zeci de kilometri zilnic în sector și vorbind cu oamenii. Și arătându-le ceea ce pot să fac și făcând, în multe cazuri, făcând pentru dumnealor exact ceea ce mi-au cerut. Multe activități, plantări de copaci, dezinsecție pentru sute de administrații de proprietari. Unde a fost nevoie și unde ne-am implicat social, multe cazuri sociale le-am rezolvat. Dar ca și administrator al sectorului, ca și primar al sectorului, trebuie să te canalizezi exact pe toată structura sectorului 6 și să vii să ajuți pe toți locuitorii sectorului 6, nu să îți ajuți doar membrii de partid să-i pui în funcții, să duci facă datoria la rândul lor și să ajungem astăzi în 2016 să nu putem să ne parcăm mașina într-un loc amenajat, să nu putem să ne scoatem copiii într-un loc de joacă sigur, să nu putem să ne gândim că, domne, vine iarna și avem blocurile nereabilitate și avem o problemă din punctul ăsta de vedere. Dar dumneavoastră aveți proiecte concrete. Da, eu am proiecte concrete pe care le voi pune în practică din 6 iunie, din momentul în care eu voi fi cu siguranță primarul sectorului 6. Domnule Florescu, eu vă doresc succes în demersul dumneavoastră și am să vă rog să le transmiteți un mesaj alegătorilor din sectorul 6 care vor merge la vot pe 5 iunie. Deci, oameni buni, sectorul 6, de mai bine de 26 de ani, este condus politic. Când de stânga, când de dreapta, dar niciodată n-a fost condus de oameni. Cred că este momentul ca din 2016 oamenii să conducă primăria sectorului 6. Și aici mă refer la cetățenii sectorului 6. Votați un independent politic, un dependent de oameni, sunt singura schimbare reală în bine pentru locuitorii sectorului 6 și nu vreau decât să ajut administrația locală a sectorului 6 să poată să muncească strict în interesul cetățeanului și după un an de mandat oamenii să fie mândri că locuiesc în sectorul 6. Vă mulțumesc! Doamne, ajută multă sănătate și eu vă mulțumesc!